stratul consistent de zăpadă care s-a așternut noaptea trecută în orașul nostru a fost un bun prilej pentru șoferii dornici de senzații tari să iasă pentru a-și tura motoarele. Mai mulți tineri și-au dat întâlnire în parcările din stațiunea Mamaia, pe care le-au transformat în scurt timp în adevărate piste pentru derapaje controlate. Alți tineri mai curajoși au reinventat sporturile de iarnă și le-au adaptat condițiilor din parcări. Cu siguranță tinerii își vor mai da întâlnire în această iarnă pentru a transforma parcarea într-o veritabilă pistă pentru derapaje. La începutul lunii decembrie, driftul a devenit sport oficial recunoscut în România. Asta după ce Federația Română de Automobilism Sportiv a decis înființarea Comisiei de Drift.